de voturi împotrivă. Ministerul Public, anexa a fost aprobată. Continuăm, domnul deputat Rarache, o să aveți cuvântul, vă rog frumos. Continuăm. Mulțumesc, domnule președinte. Am revenit pentru nevoile cunoașterilor. Mulțumesc. 21. Se alocă suma de 1.160.000 lei pentru finanțare asfaltare trotuare Trup Mamaia Nord, județul Constanța, orașul Năvodari. Cine este pentru? 32 de voturi pentru. Abțineri. Niciuna. Voturi împotrivă. Vă rog frumos să ridicați mâna, dragi colegi. 149. Respins. Următorul amendament. Numărul 22. Se alocă suma de 200.000 lei pentru finanțarea amenajări strada de 13 cu mobilier urban, orașul Năvodari, județul Constanța. Cine este pentru? 32. Abțineri. Nu sunt. Voturi împotrivă. O abținere. Voturi împotrivă. 150 cu domnul Donțu. Domnul senator Donțu, am primit reproșul că n-am spus și domnul senator Donțu că există și un domn deputat Donțu. Domnule deputat, continuați. 23. Se alocă suma de 200.000 lei pentru finanțarea amenajări străzi cu mobilier urban, orașul Năvodari, județul Constanța. Cine este pentru? 32. Abțineri. Nu sunt. Voturi împotrivă. Voturi împotrivă, ridicați mâna, vă rog frumos. 150. Respins, domnule deputat. 24. Se alocă suma de 4.100.000 lei pentru finanțarea amenajare de drumuri în extravilan pentru accesul la plajă în județul Constanța, comuna Corbu. Cine este pentru? 33. Abțineri. Nu sunt. Voturi împotrivă. 149. Mai departe, domnule deputat. 25. Se alocă suma de 636.000 lei pentru finanțarea amenajarei drumului intravilan, județul Constanța, comuna Corbu. Cine este pentru? 32. Abțineri. Nu sunt. Voturi împotrivă. O abținere, scuzați-mi. Voturi împotrivă, vă rog frumos. Și cu cei trei mușchetari care pleacă acum. 149. Mai departe, domnul deputat, respins. 26. Se alocă suma de 150.000 lei pentru finanțare forare puțuri de apă în comuna Corbu, Corbu de Sus și, și Vadul, județul Constanța. Cine este pentru? 32. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 146 de voturi împotrivă. Mai departe. 27. Se alocă suma de 200.000 lei pentru finanțarea construirea unei remize PSI în județul Constanța, comuna Corbu. Cine este pentru? 32. Abțineri. O abținere. Voturi împotrivă. 148. Respins. 28. Se alocă suma de 1.000.000 lei pentru construirea unei săli de sport în comuna Corbu, județul Constanța. Cine este pentru? 32. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 143. Respins. 29. Se alocă suma de 220.000 lei pentru cofinanțarea proiectului de eficientizare a consumului de energie termică la sediul primăriei Corbu, în comuna Corbu, județul Constanța. Cine este pentru? No. 32. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 143. De voturi împotrivă. Mai susține cineva amendamente? Că domnul deputat vrea să-i dăm noi cuvântul. 30. Se alocă suma de 3.000 lei pentru amenajare spații verzi, loc de joacă pentru copii în comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 32. Abțineri.
Una. Voturi împotrivă. 141 cu domnul Arbuz. Respins. 31. Se alocă suma de 5.000 lei pentru pietruire și asfaltare rețea de străzi în Comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. Vă rog frumos să ridicați mâna. Voturi împotrivă. 141. Respins. 32. Se alocă suma de 500.000 lei pentru finanțarea extinderii rețelei de distribuție gaze naturale în Comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. Voturi împotrivă, vă rog frumos. 141. Respins. 33. Se alocă suma de 1.000 lei pentru înființarea rețelei de distribuție gaze naturale în satele Oituș și Sibioara, Comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 31 de voturi pentru abținere. Una. Voturi împotrivă. 140. Respins. 34. Se alocă suma de 11.000 lei pentru finanțare pentru construirea unei săli de sport în localitatea Lumina cu nivel de practică sportivă competițională locală, Comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 140. Eu mai am răbdare, dar cetățenii care au votat nu știu, nu vin alegeri. Domnul deputat. 35. Continuați-vă. Se alocă suma de 1.000 lei pentru extinderea sistemelor de electrificare în localitățile Oituș, Sibioara și Lumina, Comuna Lumina, județul Constanța. Cine este pentru? 31 de voturi pentru. O abținere. Voturi împotrivă. 140. Mai departe. 36. Se alocă suma de 9.200 lei pentru canalizare menajeră în localitatea Nicolae Bolcescu, județul Constanța, Comuna Nicolae Bolcescu. Cine este pentru? Pentru. 31. O abținere, da? Voturi împotrivă. 141. Mai departe. 37. Se alocă suma de 5.800.000 lei pentru canalizare menajeră în localitatea Dorobanțu, Comuna Nicolae Bolcescu, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 139. Respins. 38. Se alocă suma de 4.500.000 lei pentru extindere canalizare ape uzate în Comuna Fântânele, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. Vă rog frumos, voturi împotrivă. 139. Respins. L-aș fi citit în bloc, l-aș fi supus în vot la vot în bloc, dacă nu se poate, le citesc pe toate, îmi pare rău. 39. Se alocă suma de 3.600.000 lei pentru rețea distribuție gaze naturale, județul Constanța, Comuna Fântânele. Cine este pentru? 30. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 139. Respins. 40. Se alocă suma de 1.350.000 lei pentru construcția unei săli de sport în Comuna Fântânele, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 139. Respins. 41. Se alocă suma de 1.350.000 lei pentru asfaltarea străzilor și reabilitarea sistemului de canalizare în Comuna Fântânele, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 140, că a venit domnul Mironov. 42. Se alocă suma de 4.300.000 lei pentru construcție sale de sport în Comuna Săcele, județul Constanța. Cine este pentru? 31. Abțineri. Una. Voturi împotrivă. 139. Respins. 43. Se alocă suma de 637.516.000 lei pentru construcție bază sportivă cu teren de fotbal în județul Constanța, Comuna Săcele. Cine este pentru? 31. Abțineri? Una. Voturi împotrivă. 139. Respins. 44. Se alocă suma de 596.658.000 lei
pentru finanțare proiect podețe carosabile și punți pietonale în satele Săcele și Traian, în comuna Săcele, județul Constanța.